tati, tati, povestește-ne despre vapoare. Fiul cel mare, Hairic, n-are cum să preia afacerile familiei. Thomas va fi cel care va străluci în lumea afacerilor. La masă de prânz, vreau să dai un mic om de afaceri. Că n-ai de gând să redai de înțeles că doar te prefaci. Unde e tata? Bietul de el. Atât de tare l-a ostenit munca. Nu v-am surprins la prima de asigurări. Harry mi-a spus că îi plac poeziile mele. A, da? Mi-a spus altceva. Suflet iubitor, adolescentin, împins pe căi greșite de niște sentimente neținute în fru. Dar pe cine vezi în aceste plimbări? Pe nimeni și pe toată lumea. Când vine aici. El este fiul perfect. Romanul Dumitale e foarte apreciat în această casă. Fratele meu e doar al nostru. Sara mea strică cheful tuturor. Am zis că ți-ai găsit o prințesă. E tânără prințesa ta. Și bogă. Cum o cheamă? Cate. Și ce-ți mai face locul? Nu vrei că faci mie dacă te însuri. Ei, am să te surprind. Trebuie să vă pregătesc pentru vești proaste. A murit sora dumneavoastră. Care e sora? Carla, actrița. Tata are puteri magice și știe cuvintele potrivite prin care poate fi alungată fantomă. Tata e magician. Tata e magician. Uneori e cel mai greu lucru de făcut. Ce anume? Să mor. Unii dintre vecinii noștri tânjesc după un război. Asta m-a sunat sfârșitul Germaniei! Am pasaport ce? Așa scrie și aici. Da, m-am născut în Germania. Nu v-a întrebat nimeni unde v-ați născut, numai cetățenia dumneavoastră contează. Mi-am pierdut cetățenia germană. Ce se întâmplă acolo? Care e situația? Stați acolo, în Elveția. Nu sunteți în siguranță aici. Aș vrea să ne lase în pace individul ăsta, Hitler. Vor lupta cu ei până îi omoară. Morți, 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 până când mor toți. Nu poți să zic că te împingi. Ce o să stai? Da, ea n-a început de colăria. Și după ce... Ce n-a început colăria la sotul? Și după ce...